Revine la Chișinău pentru Publicul Cald și ciocolata moldovenească. Diana Farca este scriitoarea din România care acum un an a trecut prutul pentru a-și lansa prima ei carte La Limită. S-a îndrăgostit de viața dulce de aici și revine de fiecare dată cu drag. Primul lucru pe care îl face când pășește pragul Moldovei este să dea busna într-un magazin de dulciuri. Câtă ciocolată poate mânca o femeie ca ea, știe Alina Plângău. Trece prutul ca să-și umple pungile cu cea mai epetisantă ciocolată din Moldova. Diana Farca, scriitoarea de peste prut, a revenit pentru a patra oară la Chișinău cu noi idei ingenioase, care le combină perfect cu un kilogram de ciocolată. Am venit să-mi iau ciocolată. Dacă sunt la Chișinău, trebuie musai să-mi iau ciocolată și vin. Ce ciocolată preferi tu? În principiu, ciocolata neagră, cu cât mai multă cofeină în ea, dacă se poate 70, 80, 90%. Dacă nu se poate, îmi place și ciocolata cu lapte, dar care să aibă în interior alune, nuci, migdale sau combinații care au lichior, alcool sau diverse fructe. Și în România nu găsești asemenea ciocolată? Sunt mai gustoase cele din Moldova? Găsesc, dar e vorba de ciocolata care e specifică locului și are o căldură pe care o avea o anumită fabrică din orașul meu natal din România și care poate s-a pierdut la noi. Diana tocmai ce a ieșit de la un magazin de bomboane și e fericită ca un copilaș. Ea abia așteaptă să guste din ciocolatele pe care le-a cumpărat. Haideți să vedem, Diana, câte ciocolate ai reușit să mănânci până acum? Cred că am gustat deja vreo 10 ciocolăți, dar e ok, mai pot. Mă sacrific pentru artă. Cred că nu știți câte ciocolată pot să mănânc. Doarme cu cărțile sub pernă de la vârsta de 14 ani, lucru care probabil a făcut-o peste ani să devină autoarea romanului La Limită. După lansarea romanului, pentru că mi-ați fost nespus de dragi, a fost, cred că, nu vreau să le neîndreptățesc pe celelalte, dar a fost cel mai cald eveniment la care am participat. Mi-am dorit foarte mult să revin la Chișinău. Oamenii sunt blânzi, oamenii de toate facturile, nu doar cei care vin la evenimente culturale. Mie mi-a plăcut foarte mult. Aveți o blândețe care o vezi în foarte puține părți. Sunteți ardelenii estului, putem spune. Ei sunt pe jumătate ardeleancă și de asta râd. În sensul că sunt mult, cum sunt ok, au o bunătate lor caracteristică. Și-a dorit să vadă și alte locuri din Chișinău, nu doar librării și patiserii. Așa că reporterul nostru, Alina Plângău, a invitat-o pe tânăra ardeleancă la o plimbare pe Aleea Clasicilor. Dar mi-ar plăcea să recit ultima strofă din Recunoașteți voi poezia. Tu trebuia să te cuprinzi de acel farmec sfânt și noaptea candela să prinzi iubirii pe pământ. Asta este una din poeziile lui Eminescu, Pe lângă proprii părăsoți, și este strofa care probabil ți-a plăcut ție cel mai mult. Dar eu de fapt o alesesem de altceva pe ultima, pentru că rezona cu niște căutări de ale mele sufletești. S-a gândit la o campanie culturală pe care a și pus-o în practică. Diana a reușit să adune peste 4.000 de cărți din toată România, ca mai apoi să le doneze bibliotecilor din Basarabia. Vă fac lucrul acesta în parteneriat cu români care vor să ajute și atât. A urmat primul telefon. Au fost niște prieteni în domeniul cultural, la care au dorit să păstreze numele anonim și mi-au adus primele cărți, câteva sute. Câteva sute însemnând că am blocat intrarea în apartamentul meu și mi-am stresat toți vecinii și de la câteva sute am ajuns acum, cu începere din aprilie anul acesta, în câteva luni, să strângem 4.000 și de volume de cărți. Scriitoarea promite să revină la Chișinău cu un nou roman. Voi veni cu mare drag să lansez a doua carte. Problema e că am tracasat publicarea pentru că nu am terminat de scris. Se numește Spitalul și e mult mai greu de structurat decât primul, de asta nici nu am avut timp să fac lansarea, pentru că e foarte grea documentarea și e foarte grea construcția lui propriu-zisă. Noi te așteptăm cu drag!